Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fidel principiului, ai reușit, continuă. N-ai reușit, continuă. Un boxer italian continuă să urce în ring, deși a mâncat bătaie în 105 meciuri din 109. Bravo, Rocky de Italia. Da, prima mare realizare este că reușește să mai urce totuși. E curajos, bun. Da, dar apropo de principiul ăsta, ai reușit, continuă. N-ai reușit, continuă. El aparține, este principiul de viață al unui explorator, mare explorator norvegian, Fridtjof Nansen, care a devenit faimos pentru că pe la 1800, pe la sfârșitul anilor secolului 19, a traversat Groenlanda pe schiuri. Acum, sigur, lui convine, știi? Că pe el nu-l bătea nimeni în timp ce se dădea cu schiurile prin Groenlanda, cum doar este vântul. Cazul. Da. Poate. Ăsta săracul, ăsta mănâncă bătaie în ring. Deci, deși vede. Boxerul nostru are 47 de ani, săracul. Îl cheamă Luigi, de boxer profesionist. Îl cheamă Luigi Mantegna. Îi se spune piept de înger. Mantegna. Datorită faptului, se spune... îi se spune piept de înger, datorită faptului, eu sunt și bolnav, că are cutia toracică expusă. Citez. Cutia toracică expusă. Proeminentă, ai cu piept în față, așa. Da. Îi se văd cum... E, știi, se văd coastele, cum ni se vedeau nouă, nu știu dacă ție, dar mie și Luzaf, când eram noi mici. Da. Și oricât mâncam, nene, tot ne ieșeau coastele prin piele. Eu, deci nu, mi-am... Eu da. Nu mi-am văzut niciodată coastele. Le cunosc. Da, mă, da. Nu le-am văzut. Nu le-ai văzut. Să vă mint. Da, și mie mi-au dispărut de pe la 25 de ani încolo. Mă, nene, ce slab eram să... pe cuvântul meu. Așa e, da. Mi-era rușine, pe când mă duceam la plajă și mă așezam pe cearșaf. Dacă stăteai pe spate, erai schelet. Pe nisip, era un schelet ambulant. Da, 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 deci da. Mi-era rușine de mine, nu știam cum să fac. Și mie mi-era rușine. Luigi Mantegna câștigă 800 de euro pentru fiecare meci. E, vezi, de asta se urcă în ring. Practic ia bătaie, nu, a zis că nu, că nu asta. Nu, nu face pentru bani. Probabil se recomandă, știi cum e aia, cu... ceva bătaie știu, că am mai luat. Da. Da. Uneori ia bătaie nasol de tot. În 2018 a ajuns la spital cu maxilarul fracturat. Eu. Asta e chiar nasol. Puteau să-i schimbe. Ne pare rău de Luigi. Din piept de înger în bărbie de sticlă. Și Luigi spune că nu boxează pentru bani, ci pentru adrenalină și ca să ajute boxerii mai tineri să se antreneze. Eu zic deci, să da, venim în ajutorul lui Luigi. Hai, tinere, dăm care. Să-l aducem la București. Da. Găsim ceva să bată și Luigi. Uite, Mircea Badea e liber, înțeleg că... Băi, da, nu. Are meciuri în perioada următoare. Nu se găsește oricine să-i facă o bucurie la retragere lui Luigi, o, un meci cu Mircea Badea, să bate și el odată în viața lui pe cineva. Da, nu știu dacă chiar retragere, că înțeleg că durează puțin, 2-3 secunde. Adică nici... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.